Registrul auto român a fost luat cu asalt în urma eliminării timbrului de mediu. Mii de mașini așteaptă să fie verificate în vederea înmatriculării. Aglomerația este creată și de faptul că șoferii care dețin mașini înmatriculate inițial în Bulgaria vor să le înmatriculeze în România. Pentru aceasta, fiecare solicitant trebuie să obțină o programare. Până la sfârșitul lunii mai s-au făcut programări pentru un număr de 2600 de mașini. Instituția a luat decizia ca la fiecare oră să fie verificate 16 mașini. Ritmul este însă mult mai lent, iar din această cauză nu se respectă programările. Pe lângă acestea pot interveni și unele situații neprevăzute, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, ceea ce complică și mai mult lucrurile. Inspectorii fac față cu greu situației. Aceștia verifică mașinile și după orele de program, astfel ca toți șoferii care au obținut programare în ziua respectivă să fie rezolvați. Și în perioada următoare, verificările mașinilor la registrul autoromân se vor face în ritm alert.